M-am trezit dimineață, repede, repede l-am dus pe Cornel la aeroport, zboară spre București astăzi, diseară, este invitat împreună cu colegul lui, Valentin, de la Aventura Bihor, la emisiunea Răi, da, bun, de pe Antena Stars, cu Mihai Murar, va fi alături de ei și Mihaela Tatu, abia aștept să văd emisiunea. În seara asta facem toate cumpărăturile și pentru că lipsește Cornel, o să merg eu la cumpărăturile pentru campania umanitară. Recunosc că am emoții, este o responsabilitate mare. Niciodată nu a trebuit Cornel să plece și să lase cumpărăturile pe seama altcuiva. Mă bucur că are încredere în mine, sper să fac o treabă extraordinară. Acum urmează să dau o fugă până la facultate. După ce mă întorc, vă povestesc despre listă. Cei de la We Velvet au donat 3 ghiozdănele și abia aștept să vă arăt despre ce e vorba. Deocamdată este și 36. I have to run. Avem aceste două rucsacuri, sunt la fel, au aceste steluțe, e colorat, e vesel. Acestea sunt toate trei la un loc. Mulțumim We Velvet foarte, foarte mult pentru gest. Ok, sunt în mașină și urmează să pornesc, dar nu vreau să pornesc înainte de a vă citi lista de cumpărături, pentru că v-am promis asta. Și hai să vedem ce pregătim pentru fiecare familie. Lista sună cam așa. Făină albă, făină de mălai, paste, ulei, biscuiți napolitane, compoturi, pastă și perie de dinți, detergent de vase și de haine, săpunuri, pateuri, vegeta, sucuri, dulciuri pentru copilași și tot ceea ce ține de papetărie, rechizite pentru școală. Și vorba multă, sărăcia omului, hai să o luăm din loc. Am ajuns la hală. Inițial, Cornel a cerut 100 de metri pătrați și a primit această hală enormă, unde și un tir arată ca o mașinuță mică. Și aici este unul dintre sediile celor de la Toia Curier, care de altfel ne-a oferit această hală. Și undeva în capăt, în stânga, sunt lucrurile noastre. Hai să vedem câte sunt. Vreau să vă arăt și aceste cutii, inclusiv acestea le-am primit ca și donație. Avem sub niște gemuri homemade și alimente. Se muncește cu drag și spor aici la Toia Curier. Coletele sunt preluate și mai apoi redirecționate către toată țara. Mulțumim Toia Curier pentru găzduire. Și am ajuns la Selgros. Cam asta am cumpărat până acum și sunt parcate aici toate coșurile. Ha! Go team! Treabă bună! Muncim cu drag și spor să încărcăm toate cumpărăturile. Am cumpărat ceva. La Selgros am terminat, o parte din cei care au fost și ei prezenți să ajute vor merge la hală să descarce toate alimentele și produsele și eu și încă două fete mergem la Jumbo să cumpărăm tot ceea ce ține de jucării, rechizite, papetărie. Până acum a mers treaba strună, nici nu știu de ce mi-am făcut probleme. Am ajuns la Jumbo! La băieți le-am cumpărat mașini off-road ca să aibă amintire. Și am mai completat. Am cumpărat și păpuși Barbie pentru că ce fetițe nu-și doresc păpuși Barbie. Dar le-am păstrat și pe acestea. 6 de băieți și 3 de fete plus mingi. Cine?
Tunnel intră în direct la Răidabuni în 10 minute și eu nu sunt în fața televizorului. Baby, dacă vezi asta, I am sorry, dar încă nu am terminat munca. Sunt foarte fericită să fac ceea ce fac, dar un ochi, recunosc, e puțin trist. Fără abonament pe Antena Stars am 3 minute pentru vizionare și tot dau click pe începe vizionarea și nu începe vizionarea. Dar vă rog, vă rog. Suntem la casă, am făcut treabă bună, urmează să plătim, însă mai avem câteva produse pe bandă. Am terminat. Da. Acum e Mihaela Tatu, momentul în care o să mă ceea ce înseamnă că urmează și ei, mai mult decât imediat, dar nu mă pot uita pentru că îmi pierd minuțelele, așa că punem pe pauză. I am so excited. Ok, trebuie să mă duc la Selgros. Ok. Am terminat și la Selgros și te-am văzut, I'm so happy. Acum mergem la hală să ducem jucăriile și rechizitele pe care le-am cumpărat de la Jumbo. Oricum, la emisiune mă uit eu la reluare de la A la Z. Let's do this. Am ajuns și eu înapoi la hală, am adus și rechizitele, jucăriile. Prima echipă a venit și a descărcat toate alimentele, tot ce am cumpărat de la Selgros. Am făcut treabă bună astăzi, zic. Fetele au plecat, am rămas eu. Mă gândesc să fac ghiozdănelele pentru fete și pentru băieți înainte să plec acasă. Mi-e foame puțin, dar prea puțin contează asta. Irelevant. Am terminat. Mi se descarcă și bateria, dar vreau să vă arăt ce conține un ghiozdănel pentru fete și ce conține un ghiozdănel pentru băieți. Pentru fete avem roz, aceste liniare le-am luat tot roz, iar creioanele grafice sunt cu sclipici și acestea sunt personalizate. Pentru băieți sunt albastre, veți vedea. Pentru băieți avem rucsac albastru, acestea sunt albastre, iar setul e albastru și în rest lucrurile sunt cam la fel, în afară de creioane. Le-am luat așa. Sunt foarte mulțumită, foarte mulțumită și încă nu am terminat de pus toate lucrurile pe care le-am cumpărat, mai am jucăriile, dar mi-au rămas bun de la voi pentru că nu știu cât mai ține bateria de la aparat cu mine. Așa că noapte bună și mâine o luăm de la capăt, se întoarce și Cornel de la București, facem pachetele cu tot, cu alimente, cu tot și ne pregătim pentru sâmbătă. Pupici, noapte bună! Aici avem niște donații care vor merge la o casă care căstuiește 50 de copii. Deci acestea sunt separat. Am început să fac câteva pachetele și ambiția nu m-a lăsat. Am tot continuat, singură de capul meu, le-am făcut pe toate cu răbdare. Eu zic că am făcut treabă bună, în proporție de 80%, cred că sunt gata. Mai avem de adăugat pastă de dinți, perie de dinți și încă alte lucrușoare. Dar pachetele arată foarte bine. Am împărțit și aici jucăriile, băieți și fete. Cred că se vede pe ochii mei, gata, am obosit, dar mă pot duce acasă, liniștită. Am făcut treabă bună.